Bă, dar știți care e marea problema USL-ului în ultima vreme? Nu Ponta, nu Antonescu, nu, mă. Partidul Conservator, nene. Da, mă, partidul ăla care nu trece pragul electoral singur și e nevoie să-l tot ia de mânuță diverse partide mai mari ca să-l treacă alegerile. Stăm așa cu guvernul incomplet, atârnă ziariștii pe la ușile politicienilor, așteptând cuvinte izbăvitoare care să pună capăt crizei, dar nu se întâmplă nimic, domne. De ce? Pentru că un partid de buzunar vrea să fie băgat mai mult în seamă. Adevărul e că merită, mă, pe bune. Păi oamenii din Partidul Conservator chiar au griji legate de nivelul de trai, sunt preocupați de marile probleme ale națiunii. Serios, uitați-o pe Cristiana Anghel, domne, fomista grevei din Caracal, cât de preocupată e. Am o întrebare. Cine a hotărât unde va sta PC-ul? Nu râdeți! Eu nu sunt în opoziție, am în față PDL-ul, am în coaste UDMR-ul, domnilor. Chiar n-am putut să fim mutați cu un rând mai încolo? Sau am făcut prostii și m-am spus la colț? Doamna Anghel, nu știu cine a făcut așezarea asta în sală, eu sunt derutat. Aud strigăte pro-putere din tabăra PDL-ului. Văd pe domnul Tăricianu cot la cot cu domnul Vochițoiu. Sunt încă derutat, ați vorbit? Gata. Râdem, dar Purceaua chiar e moartă în cocina. Da, mă, frate, asta e problema senatoarei Anghel. Nu stă bine în senat. O înghesuiesc ăștia, bă, PDL-ul, UDMR-ul, o trage la urechi curentul opoziției, iar de vină este, desigur, Antonescu. Deci o țară întreagă n-are guvern și nici parlament funcționare din cauza unui partid de atârnache, a cărui singură calitate e o televiziune agresivă. Bă, dacă tot e să conducă România o televiziune, eu aș prefera să fie Animal Planet, mă, serios. Măcar mai vezi niște pisicuțe, niște cățeluși, încă iar tot apoi ei.